Lăudat să slăviți și binecuvântat să fie Domnul. Amin. În ajutorul Lui am ajuns la dumneavoastră. Slavă Domnului. Și sper să nu fie prea des, că a fost și luna trecută și scris în lucrari des în casa aproape lui Tău. Să vă dea Domnul îndurare pentru seara asta și pentru zilele acestea, că e mare nevoie. Amin. Aș vrea, dragii mei, să vă pun în față un om pe care Scriptura îl prezintă mai pe larg decât pe oricare alt om. Despre niciunul din cei scriși în Biblie nu scrie atât de multe ca despre David. Și este numit, scrie în Fapte 13:22, om după inima Domnului care va împlini toate voile mele. Frumoasă apreciere. Mărire Domnului. Împărați la rând au fost comparați cu David și a rămas de neegalat în multe privințe. Și Domnul Iisus a fost numit Fiul lui David. Vreți să ne uităm la El? Da. Dacă da, atunci haideți să folosim Scripturile cu inima deschisă, lăsând frământările și problemele undeva deoparte. Le am și eu, le aveți și dumneavoastră. Și din multele lucruri care se pot spune despre David, hai să începem cu ceva ce numai cât ați făcut și dumneavoastră ați cântat. Scrie în 1 Samuel 16:18, iată am văzut pe un fiu al lui Isaie, Betleemitul, care știe să cânte. El este un om tare și voinic cu război, vorbește frumos, este frumos la chip și Domnul este cu el. Și tocmai de aceea a și fost chemat la casa împăratului ca să cânte. Probabil că el cânta și la oi, doar îi aparțin aproximativ jumătate dintre psalm. Și psalm înseamnă o cântare acompaniată de o liră. Și când cânta el, spune Scriptura, Duhul cel rău nu putea să reziste. Cum scrie în Psalmul 18, eu strig lăudat să fie Domnul și să fie Domnul. Amin. Bănuiesc că își cânta și dumneavoastră și pe acasă, nu? Acum, de când avem aparatură de cântat, nu știu cine ar mai trebui, predicatorul avem ales, se va rugăciuni înregistrate și apăsăm pe butoane și gata, facem slujba. Eu mai mă duc prin adunări și înainte de începerea slujbei merge la o stație, cântă nu știu cine. Măcar că ar trebui din dată ce apar doi sau trei, să laudă pe Domnul. Este scris frumos să laudăm pe Domnul. Amin, amin. Ce exprimare frumoasă, 92, cu un psalm, frumos să laudăm pe Domnul, să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta cu instrumentul, cu 10 coarde, cu alăul Tău, în sunetele arfei. Cum se încheie cartea psalmului, cuvintele, tot ce are suflare, să-L laudă pe Domnul. Păi nu numai cântăreți, ați auzit, dar toți care suflați. Îmi spunea un frate bolnav de COVID, că vrea să mai zică ceva, deci n-avea mai să împingă cuvintele. Mi-a plăcut expresia dumneavoastră. Dar dacă noi încă putem împinge cuvintele, să ne împingem către Domnul. Amin, amin. În Psalmul 145, mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Și mărimea Lui este nepătruns. Spune Scriptura acolo, dacă tot vă place să cântați, atunci am rugându-L la Domnul, în versetul 4, fiecare neam de om să laude lucrările Tale și să vestească isprăvile Tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției Tale și voi cânta minunile Tale. Amin, amin. Poate pentru că i-a plăcut atât de mult cântarea, începând cu vremea sa, a fost vreme de sfârșit a cortului și începerea templului, s-a instituit la casa Domnului cultul laudilor Domnului.
Revelația asta n-a fost dată prin Moise și numai de la David apare. Scrie în cartea 1 Cronici, vă citesc din capitolul 16, de la versetul 7, în ziua aceea David a însărcinat pentru întâia dată pe Asaf și frații săi se vestească laudele Domnului. Și avem aici prezentată o cântare de laudă. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui și așa mai departe. Și tot timpul se cânta la templu acolo. Vă rog să rețineți că asta n-a fost doar așa dorința lui, s-a hotărât el să îmbunătățească slujba pe lângă jertfe să fie și cântare. Nu doar el a inițiat asta, vă spun de unde vine. Scrie aici în 16:35, citesc asta mai întâi și apoi unul din altă parte. Ziceți, mântuiește-ne Dumnezeu, mântuiește, strânge-ne și scoate în mijlocul neamului, cum ne-a scos Dumnezeu pe noi, ca să lăudăm numele Tău și răspundem și să ne punem slava în a Te lăuda. Amin. Adică asta să fie pentru noi o mare onoare. Glorie Domnului! Să-L lăudăm pe Domnul la evrei, numai leviți. Ăștia mai voi să cânte. Și apoi venea din seminția lui nu știu care, de-aia David se bucura. Putea și el să dea câte o cântare către mai mare cântărețe. Uite, cântați asta. Spune la a doua Cronici, capitolul 29, versetul 25, că a fost, după ce a fost o perioadă în care a fost închis templul, vremea lui Ahaz. În vremea regiului următor, Ezechia s-a deschis ușurile casei Domnului și spune 29:25, a pus pe leviți în casa Domnului cu chimvale, alăute și arfe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului și prorocul Natan, căci astfel era porunca Domnului prin prorocii săi. Amin, amin. Deci a venit descoperirea asta, se instituie acolo cântarea de laudă și mulțumim Domnului că și în adunările noastre, de fiecare dată când ne adunăm, se cântă pentru slavă Domnului. Slavă Domnului! Să nu lipsească de la nicio slujbă, cel puțin o cântare, a spus la noi la adunare, în care să fie lăudat Domnul. Amin. Că noi avem și cântări de pocăință, avem și cântări de cerere, cântări în care prezentăm anumite evenimente din procesul mântuirii, dar cântarea de laudă e cântarea care va continua în cer pentru vecii vecilor. Glorie Domnului! Noi nu o să mai cântăm în rai păcătos ca mine lui Iisus Domnul meu. Dar o să slăvim pe Domnul nostru. Aleluia! Mântuirea Lui. Cum în Apocalipsa 5, în 7, a Dumnezeu și a Hristosului Său să fie slava acestea, stăpânirea, ați trecut acolo vreo 7 atribute divine și merite care îi se aduc. Deci rămânem înțelepci că o să-L lăudăm pe Domnul. Amin. Zicem Psalmul 16, când voi împlini juriți, luați în fața întregului popor. Aleluia. Să nu uitați, am făgăduit. Nu suntem toți buni cântăreți, dar merită Domnul să fie slăvit. Slavă Lui. Amin. Nici toate păsările n-au trilurile la fel. Nu. Așa este. Zice Ezechia, la un moment dat, era bolnav, el care, despre care am citit aici, că a pus pe leviți la locul lor, în Isaia, capitolul 38, în perioada bolii lui, cum se ruga, cânta, zice, că spune asta, versetul 14, cipeam ca o rândunea. Și uite așa cântă, câte o soră frumos. Dar uneori, că un căneam ca un cocor, dar păi și ăștia cântă. Și laudă pe Domnul. Și gemeam ca o porumbiță, că uneori așa, de plâns, e și cântarea îmbibată și rugăciunea. Și și-a spus el, Sfinții 20, Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Amin. Doamne, dacă m-ai vindecat, fiecare zi o să cânt. Aleluia! Slava Ta! Glorie. Doamne, ajută-ne! Îmi amintesc, ani în urmă, în vremea comunistă, iar ne-am întors într-o misiune, aveam o dacie și s-a defectat undeva torma când un deal. Au înghețat conductul ce era pe acolo. Mașinile treceau mai rar, a trecut un IMS-ul. Dar n-a oprit, probabil, că pierde demarajul la deal, oricum nu ne putea trage, trebuie să se întoarcă.
N-am ce să-i facem, am pus și canistra acolo sub capot, lângă motor, să alimentăm pe direct, nici cum n-a pornit. Era fric, stăteam deja vreo oră, era pe la 4 dimineața. Și ne-am pus acolo, 4 eram pe genunchi în zăpadă, Doamne, fă să se repare mașina. Și șoferul se urcă, dă la cheie și pornește. Până acasă nu ne-am oprit din cântare, de frică să nu se mă oprească iară și motorul. Într-una am ținut-o, nu terminam o cântare, conodam cu alta. Cam așa ar trebui Domnul să fie lăudat. Mărire, și zicea Domnul că dacă noi tăcem, strigă pietrele și copiii, dacă nu cântăm noi aici, cântă alții în altă parte, se cântă în cer. Trăiască Domnul! Că merită Domnul să fie slăvit. Amin. Amin. Hai să privim la altceva în dreptul lui David. Scrie în 1 Samuel 17 că atunci când s-a dus în Valea Terebinților, a fost așa mânat de o râfnă, de o dorință profundă să salveze onoarea Domnului. Și în explicațiile care le dă lui Saul, zice că și patru, robul tău păștea tatălui tău și când un leu sau urs venea să iau oaia din turmă, alergam, îl loveam, îi smulgeam oaia din gură, dacă se ridicam puterea mea, apucam de falcă, îl loveam și lovoram. Așa cum a dăbrul tău, leu și ursul și cu fileția acesta și acestea de pe jur, va fi la ca și unul din ei, căci au cărât oștirea Dumnezeului celui viu. Păi ce-a ținut la oilele tată său? Și așa îmi vine mie să cred că a zis Dumnezeu, măi, dacă așa grijește de oile, pun să grijească oile mele. Și așa a zis Dumnezeu, am ales pe David. Și în felul acesta, zice în Psalmul 78-72, și David, hai la 71, l-a luat din dărătul oilor care lăptau, de la staurile de oi, ca să pasă pe poporul său Iacob și pe moștenirea sa Israel. Și David a cărmuit cu inima neprihănită și a povățuit cu mâini pricepute. Zice băiatul său Solomon în Proverbe că dacă vezi pe un om înțelept, chipzuit în lucrul lui, omul acela poate să șadă lângă împărați. Deci la locul lui și-a făcut treaba de nota 10. Nu cred că Isaia ar fi spus, băi, băiete, te pedepsesc că n-ai scăpat oaia din gura leului. Cum s-a văitat Iacob, fiul meu, fiul meu, lasă acum oile, că vorba diavolului de omul de tot ce are pentru viața lui. Dar atât suflet punea în ceea ce făcea. Noi în ceea ce facem, în mod deosebit pentru casa Domnului, punem suflet. Sau, și dacă e vorba de cântare sau de altceva, cum scrie la Maleahi, capitolul 1, versetul 7, masa Domnului disprețuit, aduceți o jertfovită oarbă, una șchioapă, beteagă, mă n-ai duce-o nici la primar să-i faci o atenție. Versetul 14. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui ovite de parte bărbătească și nu jerfește, jerfește Domnului ovite beteagă, dacă e sănătoasă are alta. Și zice Ieremia în cartea sa, în capitolul 48, versetul 10. Blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Blestemat să fie cel ce oprește sabia de la măcelă. Toate ar trebui să le face spre slava Domnului. Cum spune în 1 Corinteni 10, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să fie totul spre slavă Dumnezeu. Sau Coloseni 3:17, am plecat când a fost la dumneavoastră data trecută. Și orice faceți, cuvântul sau cu faptă, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Amin, amin. Înseamnă că facem totul așa, de calitate, nu? Dar modul spre lucrarea Domnului, să nu o facem de mântuială, am scris bine și așa. Treacă, meargă. Nu. Dacă e o zi de post, să fie de calitate. Și în Isaia 58, în ziua aia, nu far să fie așa, ca pentru Domnul. Amin. Și uneori nici nu știm când și cu cine avem de-a face. Scrie în Matei 25 că unul se va spune, mie mi-ați făcut. Doamne, când? Păi când ați făcut la necăjitul cu tare. Și cine a spune? Doamne, când? Că nu te-am văzut, că dacă știam că ești Tu,
Noi e altceva. Dumnezeu se ascunde în toți necăjiții și Dumnezeu ne poate testa în orice împrejurare. Haide, Doamne! Unde nici nu-ți dai seama că e testare. Citeam undeva că un elev de la ceva lupte din astea asiatice, după ce și-a parcurs un anumit stadiu, s-a dus la maestru său și a spus, vreau să dau azi examen. Eu deja mi-am însușit cunoștințele, sunt pregătit. Și atunci făcea antrenament cu altul și spune, ce stai deoparte. Și într-un moment de neatenție a celui ce a vrut să dea examen, îi șoptește celui care avea practic atunci. Atinge-l cumva. Și ăsta spune, păi ce faci? Mi-am venit pentru examen. Și profesorul spune, du-te acasă că l-ai pierdut. Că trebuia acolo să fie foarte atent, să vorbească frumos, să respecte niște reguli. Apoi, dacă oamenii au reguli, zice Pavel, dacă nu te rupi pe rândul, pe concurs, nu? Așa este. Deja mai ai fugit tu primul că n-ai respectat niște jaloane de acolo, din concurs. Dumnezeu nostru este Sfânt. Mărire Lui! Bietul Uza a fost lovit pe loc că n-a respectat niște rânduieli. Ozea, 2 Cronici 26, a intrat în templu să tămâie și l-a lovit pe loc lepra. Anania și Safira au făcut o milostenie așa încurcată. Și au fost loviți pe loc. Dar nu-s loviți toți pe loc, așa e? Sigur că nu. Dar Dumnezeu, zice Romanul 18, că în mânia Lui se descoperă în cazul oricărei necinstiri a numelui Său. De aceea spunea Domnul Matei 5, când îți aduci darul la altar, mai întâi stai și te gândești, am ceva cu cineva. Dacă ai, înapoi, ca să fie lucrarea făcută frumos, Doamne, ajută! Amin, amin, amin! Când a ajuns David rege, s-a luptat pentru poporul Domnului ca pentru oile tatălui său și a învins pe dușmani într-o parte și în alta și nu s-a lăsat. Și nu numai David a fost așa, a avut lângă el niște soldați, câțiva așa. Îți spune câte o ispravă despre unul, îmi place, de exemplu, textul din 2 Samuel, capitolul 23, scrie de la Verde, doar nu vă citesc despre toți. Zice, în 23:10, el s-a sculat. A lovit pe filisteeni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie, așa nu mai putea să curgă sabia de mâna lui. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia pradă. A câtă trudă a fost acolo să te pas până următorul. Șama fiului Aghi, filisteeni se strânse la Lehi, acolo era o bucată de pământ semănată cu linte și poporul fugea dinaintea filisteenilor. Șama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filistin și Domnul a dat o mare zbăvire. Vreți să facă Domnul lucrări mari? Amin, amin! Să fie în vreun Goliat, să fie în vreun filistinești, nu le face numai prin oameni total dăruiți. Amin, amin! Care se luptă și nu se lasă, cum a spus Domnul Matei, nu Luca 1. Le-a spus o pildă și le-a dat că trebuie să se roage necurmați și să nu se lasă. Daniel s-a rugat și iar s-a rugat până când a venit Îngerul. Ilie s-a rugat și iar s-a rugat și iar s-a rugat. Păi el credea că la prima rugăciune vine ploaia, că doar de-a zis amin, nu? Apoi s-a gândit că vine la a doua. Măi, dar n-a venit nici la a patra, nici la a cincea. Și dacă nu vine la a șaptea, cred că se ruga 8 ore. Până când să vină, s-a rugat cu stăruință. Vă îndemn, dragii mei, dacă vreți să fim oameni după inima lui Dumnezeu, care să împlinim planurile și voia Sa, ce facem să fie de calitate și să facem până se face. Amin. Să nu ne lăsăm. Ia gândiți-vă puțin. Așa e că uneori așa, pe la începutul anului, ne luăm anumite angajamente, cum citim în Biblie, cum ne rugăm, când s-o fi deschis adunarea, cum v-ați fi angajat dumneavoastră, că faceți. Și uneori așa ne simțim obosiți. Mai mă duc acum la adunare, nu mai pot.
Dar atunci se câștigă bătălia. Scrie Biblia despre Esau, în Genesa 25, că a venit, spune acolo textul, rupt de oboseală. Hai să nu cred. Și-a dat dreptul de întâi născut. Dar ce mă miră, 34. Atunci i-a dat lui Esau pâine ciorbă de lit, el a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Dacă ești ruptă, nu pleci imediat iar la vânătoare. Nu trebuia să culci acum, nu? Sau cel puțin să se odihnească. Dar a considerat că e epuizat și a renunțat la ceva sfânt. Puneți-l față în față cu fratele său. Scrie în Genesa 32. A aflat că vine Esau, spune versetul 6, cu 400 oameni înaintea lui. S-a spământat. Și toată ziua a muncit și a pus tabrele, a pus cadou pentru Esau, fost câteva zeci, sute de animale în total, plus a lui. Și apoi când s-a făcut seara, a intrat în rugăciune. Și până când s-a rugat? Toată noaptea. Păi cine fi fost mai obosit? Esau dincolo sau Iacob aici? Păi Iacob aici. Și zice dimineața, lasă-mă! Te las. Vorbim când mă binecuvintez. Și l-a binecuvântat? Acolo. Un frate voia să meargă în America. Și s-a dus să întrebe pe Domnul. S-a arătat o clădire cu pereți de sticlă și dinăuntru chemau niște oameni. Și el a spus, e ușa închisă. Și s-a zis, nu, e descuiat. Doar apeși pe mâneri și deschis. Și a venit o sora Domnului și a legat mâinile. Și atunci cei dinăuntru au deschis ei ușa, au zis, nu trebuie, nu am să pășești. Și atunci cel ce avea vedenia, cumva spunea, Doamne, dar nu-i leși picioarele, să nu meargă. Au zis, nu, dacă nu pricepe cu atât, dar lasă-o să meargă. Deci sunt situații care Dumnezeu lasă după noi, fie în bine, fie în rău. Vă spun alt caz, tot cu plecare în America. Unul tot s-a pus înaintea Domnului și apare față o barieră. Și niște oameni au venit cu chei și au demontat bariera. Și au venit alții cu chei și au montat bariera. Și iar se rugau ceilalți și au venit cei ce demontau din nou, iar bariera. Și alții au venit și au montat bariera. Asta însemna cum se rugau unii, Doamne, du-l aici și lasă-l la noi. Și prorocul zice, cum rămâne la urmă? O fi cu bariera, fără bariera. Și se dă cuvântul așa, cine renunță, pierde. Nu știu care, au renunțat, dar au pierdut. Cine nu renunță, câștigă. Dumnezeu să vă dea har, să nu vă lăsați până nu obțineți biruință de plină. Amin, amin. Și Saul s-a bătut și alții au avut război, dar David nu s-a lăsat până a nimicit pe toți vrăjmașii și i-a dat Domnul pace de jur împrejur. Și atunci au alcătuit cântarea aia și scrie în Psalm 18, și în 2 Samuel 22. Trec mai departe. Toate bune, de cântat cânta frumos, de lupta să lupta ca nimeni altul, oriunde îl trimitea, aveți bândă, nu vine înapoi fără pradă. Până într-o zi, când știți ce s-a întâmplat, mai întâi a pornit de la cântarea femeilor. Apoi asta a fost cum a fost, dar de aici scrie în 18:15 Saul, văzând că izbutea, totdeauna se temea de el. Și atunci a recurs la o strategie să-i dea o fată, să ceară zestre de la filisteni, la gând că moare acolo. N-a reușit asta. Apoi a vrut el să-l omoare, n-a nimerit. Apoi a vorbit cu slujitorii săi să-l omoare. Și David a trebuit să fugă. Și uneori, temir, ești om al lui Dumnezeu, îți faci treaba frumos, când se Dumnezeu te primește, și
Dumnezeu te lasă să ai probleme. S-a întâmplat? Ce-am vrea noi să fie numai vreme bună? Dar nu noi suntem cu cârmuirea norilor. Așa este. Și numai Africa a apărut boala și că un copil nu te ascultă și că socru și soacra sunt cu fața în cei aparte. Băi, de așa au cu mine. Și s-a întâmplat episodul acela, scrie în 1 Samuel 24, versetul 2, Saul a ales 3.000 de oameni aleși să-l caute pe David până la stâncile țapelor sălbatici. Ce nebunie! Au ajuns niște stâlpi de oi care erau acolo, lângă drum, care erau peste, unde David a intrat să doarmă. Oamenii lui David au zis, iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău mâinile tale. A fost vreo prorocie? Sau ei s-au gândit că așa e oportunitate? Nu știu. Fă-i ce ți-a plăcea! Mai bine, aș zice că uneori să nu ne vorbească Domnul așa, că mă tem că facem ce ne place. Așa este, Domnul. Saul s-a spus, David s-a scurdat, s-a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Și așa mă trebuie să mă ferească Domnul, să facă împotriva Domnului meu care este unsul Domnului. O așa faptă ca să pun mâna pe el că este unsul Domnului. Cu aceste cuvinte, David a oprit pe oamenii săi. Că i-ar fi tăiat de ei capul, s-ar fi și lăudat. A fost el lung, dar l-am scurtat. Și nu i-a lăsat să-i facă boală. A avut oricum credință să te gândești că nu se trezește niciunul, nu? Am auzit pe cineva povestind, cred că este adevărat, s-a dus fratele Victor Belâng în America, a fost episcop în Uniunea Sovietică, parmi 18 ani închisoare a făcut. Și a povestit că era în lagăr. Mergeau spre locul unde erau cazați și au trecut departe de, cum să numim, grămada de femei duse și ele cu santinele unde aveau ele munca în lagăr. Și Domnul spune la fratele Victor, ieși din coloană, și du-te, te pune rândul cu femeile, că astăzi trebuie să le dai cina. Și nu-ți, Doamne, dacă ies de aici, mă pun și gardianul pe rog, mă întreabă cine ții cu mine. Și Domnul îi spune, ieși de acolo. Și el, cunoscând cuvântul Domnului, și din rând s-a dus. A pus în ultimul rând de surori acolo. Și sora în care s-a pus îi zice, Dumnezeu să te binecuvinteze azi noapte, sau eu a descoperit Domnul că vii să ne dai cina. Mărire Domnului! Asta a predicat într-o adunare mică dimineața și pe seara urmea să meargă în altă parte și un păstor care l-a luat să-l transporte s-a pregătit să-i spună, frate, nu mai spune de astea, că cine te crede? Cum adică nu te-au văzut gardiene și te-ai dus de colo-colo și te-ai întors înapoi fără probleme să te vadă? Ce e asta? Dar n-a putut să-i spună că așa s-a întâmplat, au intrat undeva pe la o familie să se roare, tot ruși și de acolo o soră strigă, frate Victor, Dumnezeu și vedeți, mă bucur că te văd. Dar sora de mine o cunoaște. Dar n-a fost în ultimul rând când ai venit lângă noi? Când ai venit să-mi dai cina? Băi, și omul a zis, băi, și mă pregăteam să-i spun să nu mai spună de astea, că doar n-are cum să fie adevărat. Dar uite aici, martorul, că a fost adevărat. Dar să te scol printre 3.000 de oameni să crezi că nu se trezește unul? Asta trebuie credință. Mărire Domnului. Povestea fratele Ghiță Presecană, cum e la Cluj, transportau Biblie pe vremea comunistă și aveau o familie de medici la București care țineau legătura și aveau niște parole, niște cuvinte. Când primeau Biblie și la București, le dădea telefon. Veniți că ni dor de voi, știau, gata, au sosit Biblie. Și au odată și au tot transportul numai limba rusă. Tot le ducem spre Suceava, spre ea să ne trecem încolo. Și familia asta, în mod special o soră doctoriță, zice, aș veni și eu, dar mă tem că dacă mă prind, e gata cu serviciu. Și s-au rugat și dimineața la ora 5, fratele Ghiță are o vedenie cu un înger care era așa, paralel cu mașina, pe deasupra capotei și cu aripile peste uși. Și au sculat, haideți că o sosit santinela, plecăm! Și au plecat când au luat undeva în zona Focșani, Vrancea, toți le făceau șoferii cu farurile că e razie de poliție. Tot a înghețat, beata doctorice. Fratele care era la volan,
Dus și Domnul descoperea că e îngerul, păi și polițistul în drum și oprească, nu era multe mașini ca acum. Și numai așa întinde mâna, spune, în numele Domnului, dă-te la parte. Și îi se dă polițistul la marginea drumului și ăștia trec, parcă n-ar fi văzut, măi. Și atunci o zis, sora, na, acum crezi eu că îngerul este cu noi. I-a trebuit încredere, nu? Să-mi s-am văzut 5-6 ori de câte ori mă tem, eu mă cred. A fost om ca noi, cu teamă, citiți psalmi, să vedeți cum se temea Doamne. Uite ce se întâmplă. Se trezește și Saul. Și știți ce îi spune? Versul 17. Tu ești mai bun decât mine. Că și tu mi-ai făcut bine, eu ți-am făcut rău. Ți-a spus asta cineva vreodată? Încearcă. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară, pentru o cară. Binecuvântați că aceasta s-a schimbat să moșteniți binecuvântarea. Amin. Era într-o adunare. În județul Gor, săptămâna trecută, cineva întreabă, ce frate, ai predicat de iubire? Dar eu am unul care mă urăște. Măi, zic, tu ai ocazia să prinzi cea mai mare răspată. Că scrie în Luca 6, ce în Matei 10, că niciun pahar de apă nu rămâne răsplătit. Dar scrie în Luca 6, cuvinte Domnului, în predica din Pământul 135, că dacă facem bine la vrăjmași și iubim, răsplata noastră este mare. E cu supliment. Să faci la prieten bine, nu? Să-ți dea viața pentru un prieten? Se poate, zice în Roma. Dar pentru dușman să-ți dai viața? Și să nu te bucuri când moare, cum a făcut David? Să cânti și să mai găsești motive să-l lauzi pe Saul pentru nu știu ce? El care răsese așa de apostat? Diavolul e mulțumit. Nu să faci rău, numai să zici că îi faci. Și în probleme, nu zice cum a făcut așa voi face. Poate nu a pus să facă. Deci se notează. O vrut să-i facă rău. Ai milă, Iisus. Nu te bucura de căderea dușmanului. Știți versetul din Proverbe? Măi, dar nu eu l-am răsturnat. Am zis și noi, Dumnezeu l-a răsturnat. 24:17. Să nu ți se veselească inima când se potignește, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă. Doamne, e ceva de muncit aici, așa? Da. Ne vine să întrebăm ca Petru, până când să-l iert? Vezi, Doamne, cât timp mi-a făcut barbat. O, dacă se mai trebuie să te fii și înșelat cu vreuna, apoi... Aia școală, nu? Să-l ierți. Și dacă îți face rău în mod repetat, ani de zile, și Dumnezeu ți-a făgăduit și nu intervine, și faza s-a repetat, în Samuel 26. Din nou, spune versetul 7, Saul i-a culcat și dormea în cort. Toți dormeau. Erau obosiți. Căutau pe David. Abishai spune David, Dumnezeu dase pe vrăjmașul tău mâinile tale, lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu sulița mea, să-l pironesc o lovitură, să n-am nevoie să mai dau altă. Era pentru eu ceva palmarist, așa, să o moare într-o lovitură, nu unul, mai mulți. Mai unul era, avea. Ăștia loveau, aveau experiență, aveau mai ceva ca măcinare, cât s-o fi omorât. Dar David a zis, nu-l omorâ. Să mă ferească, Domnul, versetul 11, să pun mâna pe osul Domnului, ia numai suliță la căpătuiul lui, culciorul cu apă și să plecă. Mai cu seamă dacă slujitori. Eram astăzi la ședința aici la cult și zice unul, băi, ce nu mi-e că au zis de mine. Dar știți câte se zic așa de slujitori. Dar scrie în Biblie să nu vorbești rău mai mare de poporul tău. Îmi spunea o soră că numai ceva a zis despre o altă soră a ei către alte surori ale ei. Soră înțelege ceva să vină și nu-mi da vreme să-și facă treaba. Și noaptea visează, sora ei este prorocă. Dar acum am avut prin darul prorociei. De ce ai vorbit-o de rău că este între prorocii mei? Au? Dar nu-s toți copiii ai Domnului? Măi, scrie în Biblie că nici pe Satana să nu-l bagiucurești. Ați auzit? Apoi altul mai rău că el nu știu.
Numai atâta să spui, Domnul, să te miști, rămâne în competența divină. Ce se întâmplă acum pe pământ, știți cum mă rog eu să-i pedepsească Dumnezeu, nu zic, numai lăși cerai să nu le ajute. Să nu le ajute să nu-și poată pune plan în aplicare, că Dumnezeu încă să ne fie binevoitor. Ce să mai spun? Iară din nou Saul se trezește și îi spune, zi 25, fii binecuvântat, fiul meu David, tu vei face lucruri mari și vei birui. Să-ți binecuvânt vrăjmașii până ajungi să te binecuvânt ei pe tine. E ceva drum, nu? S-ar putea să înconjori pământul. Da, așa s-a întâmplat aici. Și Dumnezeu până la urmă l-a ocrotit și s-au împlinit toate făgăduințele Domnului pentru David. Cât s-au vrut să-l omoare, n-au putut. Nu vă temeți. Avem un frate, concentrare, să meargă pe front, mobilizare, sau cum mai corect spus. În al 12 mondial s-a luat rugăciune, dar n-a spus la nimeni cu ordinul de mobilizare în buzunar, să temea Doamne, pe front, mai vine înapoi. Și vorbește Domnul printr-o bătrânică, spune pe nume și spune, nu s-a fabricat și nu se va fabrica glos pentru trupul tău. Și s-a dus și s-a întors înapoi, teavă. Bunicul meu din partea tatălui a fost pe front din 39 până în 45, s-a dus până la Stalingrad și dincolo, știu că îmi plăcea să povestească, până în Tatra Mare. Și socrul lui, nepocăit, ortodox, se ruga în felul lui. În fiecare zi pe o cămașă lui, așa știa el. Și bunica spunea, o, s-a mai întoarce Todora meu acasă. Și bătrânul spunea, câte vreme eu mă rog să știi că rămâne în viață. Și când mi-a povestit cum a scăpat de la Stalingrad cu un ultimul avion, în Carling, acolo. Că ce-i prea greu pentru Domnul? Să adoarmă o națiune? Îi face să adoarmă somnul de veci, nu? Să schimbe inima cuiva, un împărat? E simplu pentru Dumnezeu. Și în proverb, inima împăratului este ca un râu în mâna Domnului pe care îndreaptă. Dar până să se ajungă acolo, te lasă Dumnezeu să suferi, să aștepți și nu știi ce să alege. Și David la un moment dat, către împăratul mă oblina să vină tata și mama la tine până știi ce va face Dumnezeu cu mine. Păi cum nu știi că Iisus te pune împărat? Eu știu când mă pun. Până atunci lasă să vină să nu mă moare cu scrușii pe ei. E de așteptat. Și în Psalmul 105, că Iosif a fost vândut, pus în butuci, până a încercat cuvântul Domnului. Ce putem să-i facem rar la Dumnezeu? El face programa școlară. Și orice de practică le fixează, știi? Și apoi lucrează prin atotputernicul său braț. Amin, amin. Și zice, s-a scurtat mâna Domnului? Nu. Este ceva prea greu pentru Domnul? Dar atunci, de ce ne frică? Păi ne frică, suntem noi oameni, dar măcar să rostim psalm când ne frică, să semănăm cu David, să strigăm, Doamne, scapă mai toți vrăjmașii tăi, luptă-te tu cu cei ce se luptă cu mine. Și bunul Dumnezeu să vă dea izbândă. La jumătate plecați acasă? Acum? Nu? Încă ceva frumos despre David. Scrie în Cartea 2 Samuel la capitolul 7. Nu spune-o tot ce spune pe David. Așa, numai câteva. Ușor de sinuminte, sper. 7:1, când a locuit împăratul în casa lui și a dat odihnă Domnului după ce l-a izbăvit toți vrăjmașii care îl înconjurau și din interiorul țării și din afară, a spus cu Natania, te rochesc într-o casă de cer și chivotul Domnului îl rochesc într-un cort. Natan a anticipat ce vrea să spună, s-a apucat. Și vorbește Domnul, versul 5, du-te, spune robului meu David. Așa vorbește Domnul, oare tu mi-ai zis o casă ca să o locuiesc în ea? N-am o pretenție. Și spune Dumnezeu să scurtez ideea, băiatul tău o să o fac. O să zic un băiat, așa. Putea să spună David. Am înțeles. Așa că pot să stau liniștit, să mânc pensia în liniște. Și spune, băiete, fii atent, să urmărești prorocia aia, să te pun în treabă. Așa a făcut David?
Nici vorbă. De ce vă uite? S-a ținut din capul lui Dumnezeu, Doamne, dacă nu trebuie să văd acela templu, te rog să-mi arăți măcar macheta, vreau să văd eu schițele, să-mi spui cât a fi de mare, să-mi spui ce materiale trebuie. Și n-a scăpat Dumnezeu de el până când i-a arătat. Scrie în 1 Cronici, capitolul 28, de la versetul 19, toate acestea, a zis David, toate lucrările, proiectul întreg, izvodul acestuia, mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le în scris cu mâna Lui. În Biblie numai cele 10 porunci și asta scrie de mâna lui Dumnezeu. Și s-a apucat David să adune materiale. Observați că 22 cu 14. Iată prin străduințele mele ce a făcut bătrânul, care nu mai avea războaie și a găsit el ceva de lucru. Pentru casa Domnului. Am pregătit pentru casa Domnului 100.000 de talanți de aur, 1.000.000 de talanți de argint și o mulțime de aramă și de fier, care nu se poate cântări, că este foarte mult, am pregătit de asemenea lemne și pietre și celui Solomon și pe mai adăugat și tu și ai oameni și toți la treaba. Dar nu asta e totul, 29 cu 2 și 3. Deci a primit schițele, a primit tot, a făcut devizul, tot materialul cu trebuie, tot. Spune versul 2, mi-am întrebuințat toate puterile. Asta îmi place. Mi-am întrebuințat toate puterile. Să nu crea cineva că a fost rege și a dat polul 2. 1.000.000. Vă prezentați la mine când i-a adunat tot. 100.000.000, 100.000 de talanți de putare. No! S-a implicat el, îl văd acolo pe la depozit. Spunea, măi, puneți aici, mai trebuie atâta. Vreau să văd. Și după ce a adunat tot, scrie aici, unul dintre cele mai lungi versete din Biblie, versetul cât ai dat-o pentru casa Domnului ar fi lung? Poate. Dacă aș începe cu cuvintele, mi-am întrebuințat toate puterile, nota 10. Și 3. Mai mult. În dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casa Dumnezeului meu aur și argintul pe care l-am, afară de ce am pregătit. Păi, Doamne, dacă știi cât trebuie, ce vrei să dai în plus? Să fie acolo. În dragostea lui. Mi-am amintit de femeile acelea care au venit să ungă trupul Domnului Iisus, fără să mai citesc textele prin Evanghelie, știți? Scrie în Evanghelie, dacă armonizăm toate textele din cele 4 Evanghelii, că ele au fost de față când Iosif și Nicodim au adus 100.000 de litri de smirnă și aloie și au îmbălsămat trupul Domnului. Se spune că Domnul a avut, nu cred că a avut, hai să spun că a avut 100 kg. Kilogram la kilogram am pus acolo. Și n-au trecut decât 3 zile sau cât a fi fost. Și ele s-au dus să cumpere și să ungă trupul lui Iisus. Băi, dar n-ați văzut cât e, că au curs acolo? Da, ele le-au din neamul acela care au vărsat vasul de alabastru și au curs tot. Când dai numai cât trebuie, tu crezi că Dumnezeu e de la finanțe, cu cote impozabile. Dar când iubești, dai în plus. Înțeles? Nu se poate. Îi pune partea Domnului mai întâi și te scapi și dai pe deasupra. N-ai cum. De aia spune în Psalmul 27 cu 4, un lucru cer de la Domnul și îl doresc. Iarbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea acasă. Că nu era nici preot, nici levit. Nu era lăsat nici în templu, nici în prima încăpere, de cumând la a doua. Nici acolo pe la altar, decât așa să vină cu... Și eu zic, măcar, eu aș vrea toată viața acolo. Și știi cum spunea și fiul lui Core, că el nu putea intra în templu, numai în curte. Căci o zi în curțile tale face mai mult decât mie în altă parte. Deci când nu vii odată la adunare, e ca și cum ai lăsit o dăia și jumătate de acasă. Păi da, drag de fost pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu, ăsta e omul pe inima mea. Zice în Psalmul 130 și... Cât o fi acolo? 32, da. Zice, nu dau somn ochilor mei, nu mă urc în pat până nu găsesc un loc pentru Domnul. Și eu ne putem culca fără să facem nicio treabă, nu? Pentru Domnul. Da, dar spune acolo mai departe că și Dumnezeu zice, voi locui acolo, că l-am dorit. Adică să dorești să te întâlnești cu Domnul cam cât dorești El să se întâlnească cu tine. Ai milă, asta e frumos. Mi-a zis că doi iubiți, știi, și dau un punct de întâlnire și el sau ea vine și celălalt spune, am uitat.
nici măcar nu întârzi când e vorba de cineva drag. Așa e. Și David fericește în Psalmul 65 pe cei ce sunt admiși înaintea Domnului, 65 cu versetul 4. Ferice cel pe care alegi tu și pe care le primești înaintea ta să locuiască în curțile tale, ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. Sau cum spune 27 cu 4, amintit anterior, și în partea a doua versetului, să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul. Îți place la adunare? Am fost plecat, eu mai umblu așa. Și mai fost în ceva zile de joi pe acasă, dar duminică nu mai fost în vreo lună, poate. Și n-am dat în adunare, adunarea plină. Le-am zis, băi, așa când sunteți de dragi, știți? Sunteți dragi frate și rog. Bunica mea a fost mama mamei mele, ultima dată la adunare, într-o zi de joi. S-a pus acolo la ușă și da mâna cu toți. Și mama mea, fata ei, zice, cu gestul ăsta, că numai păstorii spun la ușă și da mâna cu toți. Și a zis, da, sunt dragi frații. Marie de Domnul. S-a dus acasă, s-a pus în pat, s-a culcat și se va trezi în ziua învierii, a murit. Dar ce frumos! Și a plecat gândul că îi sunt dragi frații. Și în Psalmul 22, mă bucur că mergea la casa Domnului, din pricina fraților și prietenilor mei, doresc pacea în senul tău. Rugați-vă pentru fericirea Ierusalimului. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale, domnește, de comitet. Fericire, nu? Să vă dea Dumnezeu astfel de stare, că spune Efeseni 4 cu 16, că și dacă ai proroci, evanghelici, păstori și învățători, toate se zidesc numai în dragoste. Că altfel, soții care se ceartă, am întâlnit cu materiale cumpărate, nu mai fac casă, vând materialele. Dar cine și dacă n-au casă, o să o fetiță, zice, dar voi n-aveți casă, o să avem cămin. Și noi ne simțim bine împreună. Marie de Domnul. Să vă dea Domnul dragoste pentru casa Lui. Amin. Hai să recapitulăm. Ce am zis la început? Ceva cu cântarea, nu? Așa, să cântăm până să audem ce. Apoi am spus cu câtă pasiune și îndeplinea David activitățile, cât s-a luptat. Ce am mai spus apoi de bunătatea lui față de Saul, nu? Și în final ziceam de pasiunea lui pentru casa Domnului. Da, și poate va zice cineva că noi asta ne ținem mai ușor, nu? Da, dar și păcătuit. Și asta nu uităm, așa? Este în cărțul lui Vrum, la Dumnezeu, că un pașă a trecut un râu și din neatenție a ajuns cu caleașca în apă. Și acolo era un cerșetor la capătul podului și s-a sărit să-l scape. Și acum pașa a zis, băi, să te răsplătesc, hai urcă-te aici în caleașă. Zice, băi, am să-ți dau o turmă de oi. Mai stai aștept la post cerșești. Mai merge un pic, băi, pare rău. Și cum să motiveze, zice, da, tu nu știi grijă de oi, ține mâncă lupul, ți le fură alții, mai bine îți dau niște bănuți. Să nu tot cerșești aici, da? Păi, dar ce să-i dau lui bani? Spune, bă, dar dacă află alții că tu ai bani, te omoară, mă. Și tot gândiți ce să-i dea sau ce să nu-i dea, ajunge acasă și sar repede slujă, deschide poarta, zice, hame, cai, și uite ce-i costă. Păi ce lui dați eu, bătută bună, că o să mă țin în minte mai mult decât dacă i-aș fi dat o turmă de ori sau un sac de galbeni. Poate e numai o poveste, dar are un adevăr, nu-i așa? Când îți face cineva un rău sau când a păcătuit cineva, e așa de ușor de povestit ca așa la radio. Dacă faci cineva bine, nu sunt de la prea știri. Da, dacă faci cineva ceva rău, tu scrie ziariști, dar nu sunt ziariști, sunt pocăiți. Da, scrie Biblia ce a făcut David, scrie despre învățătura noastră. A greșit, măi, a păcătuit. Și vreau să fiu drept, dacă Biblia scrie și de asta, spun și eu ceva de asta, dar nu de dragul de a spune cum a păcătuit, ci de dragul de a spune cum s-a pocăit. Amin, amin. Dar dacă nu vă spun că a păcătuit, ziceți că, de ce, cum s-a pocăit, că numai bolnavi are nevoie de doctor, nu? Ce s-a întâmplat? Într-o zi a avut o lipsă de pasiune de care vorbeam. Și când toți erau pe front, el
Spune în unul, 2 Samuel 11, că a ieșit să se plimbe. În viața mea n-am înțeles plimbările. La noi, eu sunt de la munte, la plimbare spunea calea mânzului, că mânzul merge pe lângă apă și încolo și încolo și nu duce nimic și îți bate nici căruță. Să mergi degeaba. Și a fost acolo o femeie. Ce înțeleg de aici? Bărbații să nu se uite. Măi, dar acum femeii pot să vezi, pot să nu prea la plimbare. Femeile sunt pe telefon în buzunar, nu? Puzdeie de stricăciune. Dar măcar dumneavoastră aici câte sunteți, domnișoarelor, doamnelor, fetelor, surorilor, măi, știți să vă dați hainele pe voi jos numai când vă spălați, atunci să nu vă vadă nimeni? Păi ce să faceți? Păi nu te expune. Mi-am spus uneori la fete care umblă așa mai dezgolite, cu fusta deasupra genunchiului, mă zic, ți-ar place când te mări să ai o casă? Păi mi-ar place. Dar ai vrea să ai ușă la dormitor sau să vadă din stradă? Ce casă ai, mă? Dar dacă se vede ceva de lângă genunchiul sus, ai trebuie să vadă în dormitor, nu pe stradă. M-au auzit pe niște surori spunând, voi să uite bărbații după noi. Și eu am făcut pe nepriceputul și zic, dar voi știți când se uite bărbații după voi? O crezut, le-am prins. Dar cum bărbații să uite? Măi, zic, dacă voi n-ați ști că se uite, n-ați avea vină mare, că voi nu, habar nu aveți că se uite. Dar să știți că se uite și tot să umblați așa. Apoi asta e, nu e numai nepricepere. Asta e, poate fi și ceva mai mult de atâta. Pricină din păcătuire și vai! Păi vrem să mergem la mare și vreau spun, puteți să vă duceți cu un bolovan în corpaj. Dar de la mare, zice Biblia. Că dacă faci pe cineva să păcătuiască, ar fi mai de folos să treci o piatră de moară decât să fie aruncată. Măi, dacă vezi că la mare nu se duce după tine, spune la bărbat să deschide porbăcar. Și să-ți dea drumul la fund, măcar altul să nu mai păcătuiască. Păi ce e vorba asta? Păi am citat și eu din cuvintele Mântuitorului. Bărbaților, scrie aici, versul 2, a zărit o femeie și spunea Domnul Iisus, oricine se uită și păcătuit, măi. Zice, Iov 31:1, făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirea asupra unei. Ați auzit ce femeie a făcut? Întorci capul. Închizi. Fugi, Caius. Și ești scotit. A, o spune unii, a, ce e asta? Zice Pavel Romani, zic, mă bucur de voi să fiți proști în ce privește răul. Nu te pricep să păcătești. Cum spunea un tânăr, că o fată, e tot în discuție cu ea și era din aia, așa, îmbrățișată, pipăit. Și când am văzut că el așa vorbește frumos, cu demnitate, zice, tu nu ești băiat? Și m-a dat pe aia cu minte. Domnul să ne dea îndurare. Amin. David, cât a fost de David, după socotelile mele, avea vreo 50 de ani atunci. Măi, și avea acasă neveste cu carul. Putea să meargă la rând la cât îl ținea puterile. Dar i-a supărut că e mai grozav. Ce s-a născut de aici? Mă gândesc numai ce lecție i-a dat Urie când a venit acasă și nici beat nu s-a dus la nevastă. Așa este. Mă, ăsta pe frunte, atât de ori nu s-a colocat cu femeia lui. I-am dat mâncare, vezi, și am găscrie în pilda lui Nathan, că se înțelegea bine cu ea. O ținea ca la piept, deci nu era una care vine acasă și numai e cu gura mare. Nu. Și era și frumos. O mai fi dormit David în noaptea aceea când Nathan, când Uri a dormit cu slujitorii la poartă? Zice, câte vreme am tăcut, se topeau oasele de gemetele mele. Măi, pentru ce? O durerosit păcatul. Simțeam 38. N-a rămas nimic sănătos în carnea mea în urma nebuniei mele. Ascultați-mă.
Să nu păcătuiți. Să plătești greu. Doare. Nu merită. Păcatul nu-i dulce decât așa la o scripire de privire. Cum zice poetul? Pentru o său păcat Adam și-a lui Eva propriu zis, pentru fructul rupt din ram de la pomul interzis, pentru cel grav accident care s-a produs în rai, omul a fost conștient, avizat de avertisment că prezintă un mare bai. Călcând totuși cu îndrăzneală legea providențială a marului suveran, n-a fost o simplă greșeală și o faptă catastrofală ca erupția din vulcan. Călcând regulile stricte, s-au pierdut niște instincte. Omul este imperfect, nu mai poate merge drept pe deasupra tuturor oamenii, viața lor, pe pământ improvizor, că se îmbolnăvesc și mor. Vedeți ce aduce păcat? De-aia spune Evrei 12 cu 4, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Păstrați-vă departe de păcat. Surorul, așa cum o zis Eva, către șarpe, numai să nu mă încăpniți să ne atingem. Cum era mai demult, când, acum cu telefoanele mari, problemă. Oh, ce problemă? La Domnul meu spune acolo că să stai în mână. Și familia ori înțeles să scoată televizorul afară. Decide și dumneavoastră să renunțați la anumite emisiuni. La rețele de socializare. Și femeia a zis, băi, hai să nu-l dăm de tot, îl punem numai în pod. Să fie nefuncțional. Și bărbatul zice, auzi, satana să coboare din cer, dar din pod. Fie mi-e frică să-l țin așa aproape. E periculos. Nu vă jucați cu păcatul ce probleme. Ce ne sucotiți? Glumesc cu păcatul. Și cine vrei 12 cu 1 să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa? Este. Cum adică așa te vezi? Nu uite așa te prinde. Cobori, discuți și te-am înfășurat. A venit Nathan și i-a spus, Ibai, un om a făcut ceva grav și zice David, 2 Samuel 12 cu versetul 5, viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Și numai atâta să fie zis Nathan, stai puțin că e arestat, este aici în incinta clădirii. Să vină călău și ți-l arată. Când a aflat că e vorba de el, ce zis? Lăsați-vă să scriu doi psalmi. Vedeți? Când altul păcătuiește și de repede știm să-l o sândim. Drepte? Mă, dar de ce-a făcut asta? Eu nu știu de ce-a făcut. L-a înșelat satana. Așa este. Dar dacă am păcătuit eu, Doamne, ai milă de mine. Amin. Domnul a avut milă de el, dar a rămas o pedeapsă. Și scrie el Psalmul 51. Spun asta în încheiere. Dacă a păcătuit cineva, atunci e un an, doi cu unul. Copilașilor, dacă a păcătuit cineva, vine Tatăl Mijlocitor, nu pocăința noastră sau pedeapsa spală păcatele, sângele Domnului. Amin. Dar nu fără pocăința noastră. Așa este. Hai din nou primești, dar nu fără a spune, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să vă numești fiul tău. Nu spune ca Saul, cinstește poporului. Eu nu spun ce a păcătuit, ca să nu se afle. Greșit. Ai milă de mine, Dumnezeu, spală-mă, curățește-mă, zidește în mine, fă-mă să aud veselie și bucurie. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Atunci, ziceți, voi aduce jertfe, dar până nu ne împăcăm, ce jertfe este atât? Și Dumnezeu s-a îndurat de el. E mare Dumnezeu și prin felul care se îndură de păcătoși. Slavă Lui! Spunea fratele Costică Velescu de la Izvin că la Roma s-a mărturisit un lucru, niște lucruri grave, pocăit fiind. Și zice că fratele Costică spune, mai am iertare că dacă nu m-am hotărât în seara asta să mă arunc în Tibru. Mă zice fratele, dacă nu spunea că se aruncă în apă, nu spunea că m-am iertare. Dar mi-a oferit că să nu se omoară și a zis, mă, înceac. Și în seara la stăruință, prăbușit așa, l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Glorie! Fratele era mai tânăr, cu un alt slujitor și spune, frate, eu cred că Dumnezeu e bun, dar pe ăsta n-am crezut că îl poate ierta și boteza. Și fratele ăla mai glumește, zice, măi,
Tu crezi că Dumnezeu mă dorea ca tine? Dragii mei, scrie în Biblie, Isaia 55, că Dumnezeu nostru nu obosește. Mă, că noi ne obosim în a ne pocăi. Așa e? Nu ne prăbușim destul. Nu-i greu lui Dumnezeu să te ridice, e greu nouă să ne coborâm. Să recunoști, nu sfrednic, sfinovat. Să-ți piară mândria pentru veci, veci. Amin. Că am fost niște păcătuși, mai mulți sau mai puțini. Zice Apostolul Pavel, eu nu-s vrednic să fiu numit apostol, dar harul lui Dumnezeu e mare. Slavă Tău! Dumnezeu mântuiește păcătoși. Nu cei sănătoși, are voi doctor, nu cei nebrejiți, cei păcătoși, Domnul Iisus, vame și curile intră înainte la alții, dar ăștia spar vasul, se prăbușește, plâng, de fac inundații. Și îi spune Domnul și la Simon și îi spune și femeii, păcatele sunt iertate. Amin, amin. Păi ce-o simțit femeia aia, Cristos, păcatele sunt iertate. Glorie, Domnul. O, mare este Domnul. Minunat. Cum ridică din pulbere, care e bun și binevoitor, slăvit să fie. Să nu păcătuim, că nu e asta o afacere. Dar dacă cineva a păcătuit, să nu-și pierdă nădejdea. Să se smerească, să se zdrobească. Și să accepte pedeapsa și să ia apoi măsuri de siguranță pe viitor. Spunea Domnul Ioan Ocul, să zic, du-te să nu mai păcătuiești. Atenție! Vezi că acolo sunt ascunși sirienii, nu te duci acolo. Fii atent, fii precaut, ce doi pentru doi, că unii se încurcă iarăși. Și starelor de pe urmă, mare adică cea din tău, înainte Duhul să ia pe oamenii în primire. Dacă ai fost salvat, bucură-te. De slavă Domnului, recunoaște-le toate căile tale, cum scrie în Proverbe 3. Și fii smerit, că la cei smeriți le dă Dumnezeu. Ah, nu te bizuie pe puterea ta, nu te încrede în înțelepciunea ta. Să vă dea Domnul îndurare și har. Gata, mă încheiești, trebuie să ne rugăm cu rugămintea, că mă pomeni și pe mine în rugăciune, da? Amin. Mulțumesc. Să vă răsplătească Domnul. Amin.